Anchetă și dosar penal după tragedia din centrul capitalei, în care doi muncitori și-au pierdut viața și alți patru au ajuns la spital. Un mal de pământ s-a surpat și a căzut peste ei în timp ce lucrau la consolidarea drumului de acces către Ministerul Culturii și Biblioteca Națională. Anchetatorii vor stabili astăzi pe cine vor chema la audieri în acest caz. Muncitorii lucrau în zona Bibliotecii Naționale din București în momentul în care un mal de pământ s-a prăbușit peste ei. Angajații Bibliotecii Naționale au fost cei care au sunat de urgență la 112. Salvatorii ajunși la fața locului au avut de dus o luptă contra cronometru. Însă, cu toate acestea, două persoane nu au mai putut fi salvate. Din ceea ce se poate observa, este un șanț cu o lungime de aproximativ 25 de metri, o adâncime de peste 2 metri. Și lățime de peste 1,5 metri. În interior erau armături din fier beton. Cel mai probabil se lucra pentru consolidarea acestei căi rutiere de acces, acestei bretele care se află în imediată apropiere a clădirii. Malul s-a surpat pe o lungime de aproximativ 3 metri. Oamenii lucrau jos acolo, puneau un capac de lemn. Asta a fost. Este și s-a rupt malul și a venit peste ei. Poliția a deschis o anchetă. Muncitorii, colegii celor care au căzut sub malul de pământ, au fost anunțați că urmează să fie audiați chiar aici, pe șantieri. Ei sunt cei care au intervenit primii să-i salveze pe colegii aflați în nevoie. A fost o operațiune de lungă durată, având în vedere și modul în care se prezenta acest șantier. Adică a fost nevoie de consolidarea malurilor atât în faza inițială cât și pe parcurs, pe măsură ce se săpau cu buldo excavatorul aceste zone de căutare. Cei doi care și-au pierdut viața aveau 50, respectiv 55 de ani. Alte patru persoane au fost transportate la spitalele Universitar și Floreasca.